Sunt Ionel Nistor de la Abisines, Apicultura din România Live. Din ciclu Tezaurul din stupul tău, astăzi vom discuta despre păstură. Haideți să vedem ce este păstura. Păstura numită popular pâinea albinelor, de unde popular că e din engleză, o traducere mutamo. Ce este păstura de albine? Păstura de albine este polenul fermentat în condiții naturale în stup. Polenul este adus în stup și introdus în celula farului tasat împreună cu miere și enzime proprii ale albinelor. În final, celula este sigilată cu ceară. Aici, sub influența substanțelor adăugate de albine, a microorganismelor, a temperaturii și a umidității ridicate din stup, polenul trece printr-o serie de transformări biochimice și modificări structurale, transformându-se astfel după 3 luni de fermentare în păstură. Păstura este alimentul de bază a albinelor, fiind denumită și pâinea albinelor, astfel produs apicol având extrem de multe beneficii și pentru sănătatea organismului uman. Păstura este mult mai ușor digerabilă decât polenul. Este un biostimulator natural bogat în fitohormoni, polifenoli cu efect antioxidant, elemente minerale și substanțe active ce fac acest produs apicol desăvârșit. Păstura este un produs recomandat în special persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice ale tubului digestiv, precum și celor care au probleme de circulație și care suferă de ateroscleroză. De-a lungul timpului s-a observat eficiența consumului de păstură și în afecțiuni ale prostatei, ajutând la tratarea problemelor urinare ale complicațiilor derivate din inflamația prostatei. Păstura ajută în prevenirea și în tratarea anemiilor datorită conținutului bogat de vitamine, aminoacizi esențiali și minerale. De asemenea, joacă un rol important și în întărirea sistemului imunitar al organismului și ajută la completarea carențelor provenite în urma unei alimentații nesănătoase. Compoziția păsturii. Deși are o compoziție asemănătoare polenului, păstura are proprietăți chiar mai valoroase decât aceasta datorită conținutului ridicat de zaharuri simple, vitamina A, B, C, E și K, acid lactic, enzime și minerale, ca sodiu, potasiu, fosfor, zinc, magneziu, calciu, fier și seleniu, aminoacizi esențiali. Complexul de vitamine, minerale, lactofermenți, aminoacizi, enzimele ce se găsesc în păstură fac în aceasta o importantă sursă benefică de energie, vitalitate, bunăstare generală. Modul de păstrare a păsturii, bine închisă, la temperatura camerei, între 15 și 20 de grade, ferită de umidizeală și căldură. Se recomandă consumul în cure minim de 6 săptămâni, dar poate fi consumat în tot timpul anului, fără restricții. O doză uzuală. Copiii minim o linguriță pe zi a câte 3 grame de păstură. Adulții minim o lingură pe zi a câte 10 grame de păstură. Consumul de păstură este indicat copiilor. Pâinea albinelor suplimentând lipsa de proteine, vitamine cauzată de o alimentație dezechilibrată. În unele situații, doza recomandată poate fi mărită în funcție de indicațiile medicului apifitoterapeut. Datorită procesului de fermentare, păstura este indicată persoanele cu sensibilitate ridicată la polen. Din acest motiv, poate fi păstrată la temperatura camerei fără ca proprietățile acesteia să se altereze. Păstura curăță și întreține organismul. Păstura este un produs natural cu valoare terapeutică, antibiotică de 3 ori mai mare decât ale polenului. Conținutul său bogat în seleniu ajută la detoxifierea organismului și stimulează imunitatea. Acest produs nou, păstura are compoziție chimică îmbunătățită față de polenul.
mixtura sau pâinea albinelor, cum este și numită, are în compoziție lipide, carbohidrați, carotenoizi, vitamina A, vitamina E, vitamina C, enzime și aminoacizi. Datorită acidității sale ridicate, acest produs apicol se asimilează ușor în organism. Dacă tot vorbim despre tezaurul din stupul tău, păstura este una dintre cele mai importante comori pe care le găsești în stupul tău. Importantă atât pentru familia de albine, dar mai ales pentru sănătatea ta și a familiei tale. Consumul de păstură va aduce beneficii majore în starea de bine și de sănătatea familiei tale. Datorită acidității sale ridicate, acest produs, păstura, unul dintre cele mai importante comori din stupul tău, este ușor asimilat de organismul uman. Aduce beneficii majore în ameliorarea și tratarea anemiilor. O cură de 90 de zile poate rezolva asemenea probleme. Asigură detoxifierea profundă. Păstura pură este o sursă importantă de seleniu, un mineral esențial pentru sănătatea organismului, cu acțiuni puternici antioxidante. Specialiștii apreciază că antioxidanții, precum seleniu, neutralizează radicalii liberi și au puterea să reducă, chiar să prevină, în bună măsură, efectele lor negative. Datorită acestui atu, păstura contribuie la detoxifierea organismului și la o bună funcționare a sistemului imunitar. Deoarece păstura numără printre puține remedii care refac celula hepatică. O doză uzuală recomandată este între 10 și 20 de grame pe zi, doză unică, sau în două reprize, administrate cu 30-45 de minute după masă, pentru a evita disconfortul gastric. După 10 zile de cură, doza zilnică trebuie să crească treptat până la 30 de grame pe zi, iar gramajul se împarte în 3 prize, la câte 10 grame pe fiecare. Pauzele între doze trebuie să fie de 2 ore. În afecțiuni de terapie cu păstură pură, se completează cu câte o cană de ceai de amurariu pe zi. O cură de păstură a câte 30 de zile pe an crește imunitatea organismului și diminuează starea de oboseală. Dacă conținutul acestui video a fost important și util pentru tine, te invit să dai like, share și să te abonezi. În pregătirea acestui subiect din rubrica Tezaurului din stupul tău, păstura, am adunat mult mai mult material decât am putut edita în conținutul acestui video. Ca atare, pentru cei care sunt susținători ai canalului pe Patreon, vor avea acces la un filmul mult mai mare.